unde mă voi duce departe de fața ta? Dacă mă voi duce sus în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, tu ești acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce la marginea mărilor, și acolo mâna ta mă va călăuzi, dreapta ta mă va apuca. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun vers și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din plicina numelui său. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morților, eu nu mă tem din niciun rău, căci tu ești cu mine. Este Domnul cu noi. Credeți că este în adunare? Tu îmi ungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de dăpestire. Noi ne-am obișnuit ca în paharul nostru Domnul să ne toarne numai binecuvântări și ne place. Dar dacă Domnul toarnă suferință, durere, îl mai vrem, astăzi noi suntem aici și credem că Iisus Hristos atunci în Ghețiman a băut paharul acela cu strucăciuni până la fund ca noi astăzi să spunem trăiască Domnul. Amin. Și să putem ridica un pahar al biruinței. Poate puțin știu, majoritatea din alte biserici au auzit mărturia aceasta acum ce s-a întâmplat în perioada care a trecut, de când am fost la dumneavoastră. Când am ajuns în decembrie acasă, la începutul decembrie anul trecut, n-am mai avut voce aproape deloc. La câțiva medici am ajuns până la mână la Cluj. Diagnosticul a fost cancer pe esofag, la laringe, corzile vocale, o tumoare de 3-4 mm. Tratamentul care mi s-a dat a fost 6 săptămâni de radiație. Mulți s-au bucurat. Din nefericire spun asta pocăiți, care nu știu dacă-s pocăiți aia. Ce om se poate bucura când un om este în durere? Casa mea plângea, soția mea se întreba de ce s-a întâmplat asta, n-a fost de ajuns, că nu vedea acum e și cancer. Și atunci, în loc să mă încurajeze alții, m-am adus așa într-o stare. Eu m-am întors cu fața către Dumnezeu și am spus, Tu ești Dumnezeu care mi-a pe pricina. Amin. Dacă vrei ca gura mea să se închidă și să nu mai vorbească, atunci să nu mai deschid niciodată. Dar dacă tu vrei să lucrezi pentru tine, atunci să-mi deschizi larg gura. Amin. Și Hristos a lucrat. Amin. I-a spus soției mele și copilul meu, nu vă temeți că nu voi muri. Domnul mi-a arătat că voi trăi. Îngerul Domnului a venit înaintea mea și mi-a spus, nu te teme că vei trăi și lucrarea va continua și vei merge mai mult decât ai fost până acum. Lăudat să fie în numele Lui. Îmi pusese nădejdea în El, El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Din groapa peierii, din fundul mocile, m-a scos, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii și mi-a pus în gură o cântare nouă, laudă pentru Dumnezeul meu. N-am cuvinte să-i mulțumesc. Amin. Pentru că în durerea aceea, în suferința aceea, am văzut cu adevărat brațul lui Dumnezeu. La 3 săptămâni după radiații, vocea mea aproape stinsă, nu mai puteam să înghit nici saliva, să beau apă, să mănânc. Când luam câte o gură de mâncare, îmi curgeau lacrimile. M-am dus la spital, acolo în București, la o soră, Frunzina, din Vicovul de sus, din sat. Acolo în salon cu dânsa ne-a rugat și ea în timpul rugăciunii zice, frate Puiu, văd de pe gâtul tău cum s-a desprins ceva negru. În secunda următoare, Domnul s-a îndurat și mi-a dat vocea înapoi. Am putut să înghit saliva, să beau apă, să mănânc, cu toate că eram amenințat că o să fac perfuzii timp de 3 săptămâni. Am spus, Doamne, nu îngădui să fac perfuzii, te rog, tu poți face ceva la gâtul meu și el a făcut. Amin. Și am zis, dacă mi-ai deschis gura, atunci voi lucra pentru tine. Cu toate că medicul meu, profesorul Chiricuță, un evreu de acolo din București, oncologul mi-a zis, nu cumva în timpul tratamentului știa cu ce mă ocup, că toată clinica a aflat că sunt pocăit, nouă nu trebuie să ne fie rușine cu Iisus, noi trebuie să vorbim despre Iisus. Amin? Amin. Și o spun, nu cumva să-ți deschizi gura, să faci, să duci pe acolo la vreo biserică, trebuie să taci. O zis, nu uita că acolo pe munte, când a fost Moise Domnului cu Domnul, Domnul a scris cu degetul. Acum tu trebuie să scrii ce vrei pe urtie, zic, păi, sunt nevăzător cum să scriu. Și am spus lui Vale, când el mi-a zis să tac, m-am întors discret către el și zic, nu Domnul a vorbit prin gura lui, Satana. O
trebuie să stau în gură și voi lucra pentru el. Amin. Și am și lucrat. 21 de biserici. Într-o seară, 24 de tine care cântau și cântarea lui nu prea avea ungere, i-am întrebat, aveți voi Duhul Sfânt? Și au zis, noi n-avem. El a mărturisit toți 24 și în două seri Domnul a botezat 20 cu Duhul Sfânt. Amin. Mai lucrează Dumnezeu și astăzi? Amin. După cele 6 săptămâni, vocea mea a fost aproape terminată în totalitate. El m-a spus că dacă nu taci o să ai probleme mari și mi-a spus după cele 6 săptămâni, o lună jumate, două luni, n-ai să poți vorbi, după cele două luni vom mai vedea dacă se va îndura Dumnezeul tău de mine. În tot lucrurile de Dumnezeu și El, vedeam cu Iisus, El cu Dumnezeu, dar El lucrează că este un singur Dumnezeu care poate să facă toate lucrurile. Amin? Amin.